Războiul din Ucraina de la granițele României stârnește multă neliniște. În acest context, europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, vicepreședinte al Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European, a declarat că nu sunt motive de îngrijorare. România, având asigurat atât sprijinul militar din partea NATO, cât și economic din partea Uniunii Europene. În condițiile războiului care este la granițele noastre, este la pragul nostru, trebuie să readuc aminte tuturor și mai ales cetățenilor importanța celor două umbrele de protecție de care beneficiază România. Umbrela de protecție a Alianței Transatlantice, NATO va aplica articolul 5, acela al protecției fiecărui membru al Alianței, fără niciun fel de ezitări, și acest lucru trebuie să ne facă pe noi încrezători în siguranța, securitatea de care beneficiem fiecare, și evident participarea noastră în membership-ul la Uniunea Europeană, care înseamnă că suntem parte a unui club economic care va veni să ne sprijine în toate obiectivele noastre prin programele de finanțare ale Uniunii Europene. Declarația făcută de Iuliu Winkler la DEVA vine în condițiile apariției în spațiul public a mai multor zvonuri legate de conflictul din Ucraina, unul dintre acestea fiind cel legat de neimplicarea NATO în cazul în care România ar fi atacată de Rusia.